canalul Betty și Tati. Astăzi vă voi spune cele mai reușite filme Disney care au fost făcute pe baza de desene animate. Reușite! When Princess. Prima comparație vreau să vă fac între cenușa de asta. Mi-a plăcut filmul mai mult. Personajele au fost alese foarte bine și a fost foarte bună calitatea. Se vede că s-a lucrat mult timp la acest film. A fost super pentru mine. Următoarea comparație este dintre Frumoasa și Bestia. Bella este una din prințesele mele preferate, de aceea am așteptat cu multă nerăbdare filmul, însă nu am avut cam niște impresii cam bunișoare despre el. Mi-au plăcut mai mult personajele în desen animat. Wanna see me do a trick? Wanna see me do a trick? Aceasta este părerea mea. Poate la voi este invers. Următorul este Aladdin. Mi-a plăcut și filmul și desen animatul, pentru că personajele sunt reușite în ambele, dar totuși cred că îmi dau preferința filmului, pentru că e mult mai dinamic și mai colorat. Showtime. Watch out. Cum vreau să vă spun și de Dumbo. Eu voi fi sinceră și vă voi spune că nu am văzut desen animatul, dar am avut niște impresii foarte bune de la filmul Dumbo și mi-a plăcut extrem de mult. În el se vorbește despre iubirea dintre mamă și copil și cât a făcut acest micuț elefant pentru ca să-și revadă încă o dată mânica. Este rândul regelui Leu. Unul dintre cele mai populare desene animate din toate timpurile. Mie mi-a plăcut extrem de mult desen animatul, pentru că sunt iubitoare de animale, mai ales de feline, de-abia aștept să văd și filmul. Sunt sigură că va ieși extrem de bine. V-a plăcut filmul sau nu? Iar acum ultimul este Mulan, unul din cele mai preferate desene animate ale mamei mele. Însă el va apărea tocmai în 2020. În el se vorbește despre o fată care s-a dus la război în locul tatălui său. Ce înseamnă asta? Că ea a vrut să își mențină familia împreună. The greatest gift and honor is having you for a daughter. Este îmbucurător faptul că Disney renaște din desene animatele vechi niște filme care sunt nou-nouțe. Scrieți-ne în comentarii ce film v-a plăcut mai mult. Cu voi a fost Betty și Tati. Pa, pa!